Bună seara, prieteni, am revenit. Nu știu dacă se vede așa bine, prieteni, pentru că trebuie doar acesta merge cu luminile numai pe o parte. Pe o parte nu știu ce, că e defect. Și nu este ursul aici să mi le facă. Prieteni, chiar azi n-am vrut să filmez nimic, am zis să mai stau așa liniștită. După cum s-a văzut că ieri, aseară, am auzit ziua lui Alex, am făcut ziua lui Alex, a fost foarte bine, totul ok. Am făcut pentru copii. Mă deranjează luminile și a merge decât o parte la el. Și am zis să nu mai filmez, să nu mai stau așa. Dar de unde că primez de multe ori, chiar azi am primit multe mesaje. Multe mesaje care habar n-aveam, nu știa despre ce e vorba. Ce-am făcut. După aia m-am gândit bine și m-am uitat. M-am uitat pe contul meu și mi-a apărut ceva ciudat. Pentru că și pe contul meu apar și alte filmări care filmează alții, să zicem. Stă numai puțin să aranjăm asta. Nici nu-mi vine să vorbesc. Mă credeți? Pentru că nici nu aveam de gând să filmez nimica, pentru că vreau să stau liniștit, am făcut treabă, mi-am spălat vasele, am pus totul la loc. Stau liniștită, nu mă duc la nimeni, nu vorbesc despre nimeni, nu bârfesc pe nimeni, nu am treaba nimănui. Dar nu știu ce are lumea la altă cum e de împărțit. Nu am nicio datorie la nimeni, să zicem așa. Datoriile mele care sunt, sunt datoriile mele care trebuie să le dau eu, pe răspunderea mea. Nu am datorii așa, n-am luat de la nimeni cu jap ca nimic. Prieteni, să vă răspund mai sigur așa, să vă spun ca să înțelegeți ce a vorbit fetița, Albina. Albina nu vorbește ea așa din capul ei, fetița, nu are nimic, că fetița mea o iubesc foarte mult, țin la ea mult de tot. Fetița e învățată. E învățată de la mama ei, să zicem. Ca să vorbească vorbele și-au vorbite, ca să ne urască. Pe mine, mai mult pe mine mă urăște decât pe Alin, să zicem. Pentru că eu am ținut mult la fată tot timpul. Nu știu ce am făcut. Cum a fost treaba cu poliția? Eu n-am vrut să povestesc pe YouTube ce s-a întâmplat. Pentru că ce avem noi legat la ceea ce facem noi cu această femeie, cu mama lui Albina, nu am vrut să povestim, să ajungem în gura lumii, să povestim, să facem vizualizări, bani din treaba asta. După cum a fost Alin, ați văzut că a făcut revelionul la munte, a fost cel 2-3 zile, hai, după atâta probleme, supărări, a mers cel 2-3 zile, am zis, hai, lasă să ducă, că na. A fost supărat cu problemele, am umblat destul cu avocații, cu ăștia, cu procesele pe la tribunale, să meargă. Nu m-am supărat atunci. După aia mi-a trecut. Pentru că e copilul meu, ca să înțelegeți și voi și lert. Că și voi ați face tot la fel, ați face pentru copiii voștri. Nu mai dați comentarii urâte. Că eu sunt răutăcioasă, că eu sunt așa, pentru că nu știi de fapt nimica și nu... Și dați comentarii fără să știți care e treaba, care este adevărul. Bineînțeles, dacă credeți, credeți, dacă nu credeți, iar bine. Nu mă interesează, în primul rând. După ce a venit Alin de la munte, cam vreo două zile în urmă, stăteam tot așa acasă, pe aici, cu copii, cu treburile ce fac eu pe aici, cu filmatul. Nu am treaba nimănui, n-am timp să merg la nimeni, pentru că sunt tot timpul ocupată. Ce... Mă stăteam puțin în pas și s-a făcut deja tunelic afară. Mă uitam și eu pe telefon, făcuse Alin, pusase o premieră, tot așa, cu a răspund la comentariilor celor de la Stai Hai. Premieră, în loc. Nu am apucat să văd tot, pentru că mă sună Alin în timpul ăla și îmi spune Alin că uite, m-a sunat asta, Mădălina, cum zice, și fii atent că vine acum peste tine, că vrea să-ți rupă picioarele, că tu ești de mine. De ce să-mi rupă picioarele?
N-am avut ca prieten să ies afară. Când să ies, am ieșit din cameră, am ieșit din holul al mic. Când am ieșit pe holul al mare, erau toate becurile stinse. Pentru că eu strâng becurile pe holul al mare, tot că să fac economie. Văd cum să ținea ursul, lumina, Olga nebună, nora lui Olga ca oficial. Nu mai știu dacă era și Cătălin, nu mai mi-aduc aminte. Cum să țineam după ea să nu intră în casă și a intrat pe holul al mare apucat, pentru că ea voia să vină aici. Ea în niciun caz nu mai avea drept să mai vină la mine în casă. Pentru că ea și-a luat lucrurile de la mine, și-a luat mobilele, țoalele, tot. Și galbenii, că zice galbeni. Galbenii s-au mâncat, nu le-am văzut culoare, nici în ziua de azi, nimica, nici atunci când le-a primit socul meu, trăia patroana Leo, au primit galbenii aceia, nu i-am văzut niciodată, în timp asta la noi. N-am văzut galbenii aia, nu mi-a dat mie părinții în mână, n-au făcut cu mine nicio înțelegere, au făcut cu socul meu, cu soacră mea, cu Leo, eu n-am fost nimic acolo, doar că am fost mama copilului, atât. N-am fost prezentă la nimic așa. Nici nu i-am numărat, nici nu i-am luat în mână, nu nimic. Ce au făcut, i-au făcut. N-am vrut să intru în detalii să vorbesc. Am vrut să nu vorbesc. Dar de ce să mă, cum să zic, de ce să mă pedepsiți pe mine și să primesc comentarii urâte pentru ce? Dacă eu nu sunt de vină și am fost tot timpul cu adevărul. Și n-am vrut să vorbesc despre treaba asta pentru că este fata amică implicată în treaba asta. Eu este un copil la mijloc, care suferă enorm, recunosc. Suferă foarte mult și fata nu e stabilă, nu e și ea, să zicem așa, chiar dacă este la ei acolo, nu este și ea stabilă la casa ei. Este la bunicii ei și na. Îmi pare sincer rău de copil, atât. Plâng de multe ori, dacă mă crede cineva, mă crede, dacă nu, treaba lor. A venit ca să... Eu am primit telefonul că a venit să mă bată, când a văzut că intră hotărâtă. Dacă vrea să-mi arată ceva, putea să vină, să rămână în bucătărie, să mă cheme lumina ursul, să vină la bucătărie sau la poartă. Ea nu mai avea drept să intre în casă. Ce dată și-a luat lucrurile de la noi și s-au despărțit, gata. Ea, de fapt, a venit pe proprietatea mea și a venit și m-a amenințat, să zicem. Eu... Am zis doar atât, n-am zberat la nimica, am zis, n-ai ce să cauți tu la mine în casă. Am zis, ieși afară, vorbi, ieși afară. Afară, în curte, la poartă sau la bucătărie, în casă, niciun caz. A zis, Albina, nu trebuia să vii tu aici, am zis, vino tu încoace în casă, dacă vrei ca să nu mai asculți, să vii de fata în cameră. Fata nici gând să mai vină în cameră sau să se mai uită la mine, avea o ură pe mine. I-am zis, n-ai ce să cauți. Am zis la ăia, într-adevăr, de cunosc, dați-o afară de la mine din casă. Pentru că mi-a făcut multe probleme și nu vreau să dau detalii și să intru, să scobesc acum totul din urmă. Acum vorbim ce s-a întâmplat acum, nu vorbim ce a fost de mult. Că e mult, foarte mult de povestit. Și în fine au scos-o, a intrat la bucătărie, Alina a sunat la poliție, pentru că Alina știa treaba clară, că i-a spus cu gura ei că vine să rupă picioarele. Fata nu are nicio vină, fata nu ar vorbi așa, fata nu mai urâ așa. Totul e de învățată. Ea dacă era cu minte, putea să facă treburile așa pe furii să nu știe copilul nimic. Toate problemele, că suferă ea, tot ce se întâmplă știe copilul, pune copilul la înaintare să vorbească, mie urât. Am sunat fata de ieri, la ziua lui Ali, de vreo 3-4 ori. Și fata mi-a vorbit urât, fata mă închide telefonul. Pentru că fata este influențată de ea. Și hai să revenim acolo, unde am rămas. În fine, Alina a sunat la poliție, nici gând n-am sunat eu. Pentru că să vede numărul, cine a sunat, numele, că să dau niște date acolo când sun la 112. A venit poliția, am zis că a venit peste mine, am fost sunată, că am fost amenințată, că vine să mă bată. A zis domnii de la poliție, n-ai voie să intri, ce dată ai plecat de acolo, n-ai voie să intri peste ea, să vii în casă, pentru că pe proprietatea ei, proprietatea mea, în casă, nu m-am referit că a venit în curte sau la bucătărie, cum a zis, că a venit la lumina. A venit în casă, ca să o ducă picioarele.
Și a zis că de ce n-ai chemat la poartă dacă vrei să-i arăți tu niște probe, nu știu ce, pe telefon. Puteai să o chem la poartă, în curte, dar nu în casă. Și ce dată Alin primise telefonul că vine să rupă picioarele. Cum să nu cred? Păi e stare de așa ceva. Ce să mai cred, mă aștept de la ea. Bineînțeles că a fost cu poliția, acolo am dat buletinile, am făcut ce am făcut. Am zis că să nu mai vină ea, să mai mă deranjeze, să vină peste mine, ce? Să stau cu porțile închise, că vine să mă bată, să mor de frică să nu mai ies pe stradă. Am zis că facem plângere la poliție ca să pot să stau liniștită, pentru că, na, nu pot să ai grijă ziua de azi, în nimeni. Și nu am nimic cu fata. Fata n-ar trebui să o aducă atunci seara, dar chiar dacă venea să mă bată, nu trebuia să aducă copilul să vadă scandalul, să vadă poliția, să fi venit singură să-și bagă capul în casă aici. Nu cu fata după ea. La ce a dus fata ca să vadă toate prostiile aceia? De ce? N-am încât totul m-am abținut și n-am supat. Dar fata făcea, vorbeam în loc cu ei, fata îi punea parte, într-adevăr că ține la ea, nu am nimic cu fata mea. Nu am ură, chiar dacă îmi vorbește Alina și vorbește urât, știu că ține la mine, ține și la Alin, ține la toți. Vorbește așa din gură, e copil, nu știe ce să vorbească. E și ea supărată, dar nu ar trebui să învețe copilul așa. Și aia era treaba cu poliția, pentru că eu n-am vrut să vorbesc până acum, să intru în detalii, să vorbesc despre Mădălina. N-am vrut să vorbesc tot timpul despre Dana, să bagă în seamă. Am zis să facă fiecare ce vrea, ce le duce capul. Am zis că nu mă interesează să vorbesc despre Dana, despre Mădălina, să învârlig, să vorbesc de ăla de ăla. Nu. Am zis să-mi văd de treaba mea, că să vă lasă să vorbească oricine. Dar acum m-a deranjat pentru că nu e nici de comentarii că am primit comentarii, este treaba de copil. Că copilul nu ar trebui să fie învățat să vorbească așa. Pentru că e copil și nu ar trebui să știe așa ceva, problemele ei. Copilul trebuie să-și vadă de copilăria lui. Ia-i copil să se bucure de altceva, ce a luat-o copilul, să fata să intră în criză de acum cu supărării, cu ură pe noi, că se îngolovește fata, dacă vede așa. Față de copil trebuie să se arată altfel, să râdă din gură, să zică vine mama Alice la tine, mai stă și acolo, vine și acasă, are probleme. E și el supărat. Așa trebuie să facă la un copil. Nu stă la o mare mai de tot să-i spună, nu mai vine la tine, stă cu David, stă cu tati, face așa, face așa. Așa trebuie. O mamă bună, așa trebuie să facă la un copil. O mamă bună trebuie să ascundă mult în sufletul ei, să ardă ea, să suferă ea. Dar nu să sufere altfel copil. Prietenul, mă scuzați că am vorbit mai tare, dar așa trebuie să facă mamă. Nu trebuie să spui la copil toate problemele tale, ce ai, ce lui ai în casă, ce suferi. Pentru că e copil, are toată viața înainte. Tu trebuie să știe multe, multe copilul. Copilul e copil cu copilăria lui, să se joacă, să se bucure de viață. Ce să știe copilul de probleme de ăștia? Nu am nimic cu nimeni. Atât. Am vrut să vorbesc acum și nu vreau să mai intru în detalii, să mai vorbim despre asta de acum încolo. Cu fata n-am nimic. D-abia aștept să vină la mine. Au învățat la poliție ce au spus că eu am pus interdicție și la fată să nu mai vină. Nu este adevărat. Fata vine când vrea la mine. În niciun caz nu are nicio restricție. Fata e casa ei. Fata face ce vrea. Pentru cine? Sunt casa mie. Fata vine când vrea, e binevenită. Nu am nimic cu fata, Doamne, ferească Dumnezeu, sunt nebună la cap. Doar că am fost sunată că vine să-mi rupă picioarele. Nu mă întreabă cu nimeni, nu m-am dus la nimeni, nu m-am dus prin vecini, nu m-am dus să vorbesc cu nimeni. Și la magazin că m-am dus cu mașina, nu m-am dus pe jos, nu m-am oprit pe drum să vorbesc cu nimeni, tot să nu iasă niciun scandal. Doar a fost la mama puțin, că a dorut-o dintele toată noaptea, am zis că merge la dentin, n-am mai mers că s-a pus zăpada și... Da, s-a simțit mai bine, i-am luat niște pastile, niște calmante, antibiotic, are gingia umflată și trebuie să ia antibiotic. În rest, n-am avut treabă cu nimeni, am văzut doar de casa mea, de toți de familia mea. Și fata face parte din familia mea, fata.
Prieteni, vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută și revenim cu altceva în altă zi, pentru că acum am vrut să răspund doar la câteva întrebări și m-a durut într-adevăr ca să vă spună fata că am scos-o și pe ea cu poliția afară. Nu este adevărat, n-am scos fata afară, nu am treabă cu fata, doar cu mama ei, pentru că toată lumea știe prin ce am trecut și am avut probleme mari cu ea. Și nu vreau să intru în detalii, să răscolim acum totul ce am făcut de mult, cum s-au despărțit, cum... Nu. Că și dacă era când și-au luat lucrurile, ce? Era și leu acasă atunci. Se trebuia să filmăm, să mai vorbim. N-am vorbit nimic atunci, absolut nimic. N-am dat detalii, doar ceea ce știau neamurile și lumea de aici din oraș. În rest, nimic. Nu vreau să mai discut despre treaba asta. Dacă vor să vorbească despre mine pe YouTube, să vorbească, să mă facă în toate felurile, să mă facă ele cum știe, treaba lor asta. Atât. Eu am vorbit doar acum pentru ca să înțelegeți cum merge treaba, că nu e așa. Nu e așa că am adus poliția iurii așa, din capul meu. Păi eu fac așa ceva. Alina a sunat la poliție că n-am. Dacă i-a spus în telefon că mine se rupă picioarele, voi ce ați face locul lui? Ce ați face? N-ați proceda și voi tot la fel. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. Pa, pa!